Călătoria aceasta mă va duce în Carpații de Curbură, pe hotarul dintre Muntenia și Moldova. Buzăul este ținutul dealurilor și munților mărunței, în pântecele cărora se ascund sarea, chihlimbarul, aurul negru, și este singurul loc din România unde pământul fierbe. Cei mai înalți și cei mai spectaculoși dintre vulcanii noroioși din județul Buzău sunt aceștia, vulcanii noroioși de la Pâclele Mari. Noroiul vine, se pare, de la 3 km adâncime. Este foarte sărat și miroase cam urât. Ne aflăm la Vulcanii Noroioși, cunoscut acest loc sub numele de Pâclele Mari. De fapt, nu sunt niște vulcani propriu-ziși, ne-am numit vulcani, pentru că forma lor este asemănătoare cu cea a vulcanilor obișnuiți. Științific, ei nu au nicio legătură cu vulcanii, pentru că nu pornește nicio magmă, nu pornește nicio materie fierbinte din pământ. Practic, datorită mișcărilor pământului, mișcărilor tectonice, care cauzează de altfel și cu tremurele, pământul se crapă și prin aceste crăpături, prin aceste fisuri, ies la suprafață gazele care se află în rezervoare aici. Ei bine, aceste gaze, în momentul în care ies prin crăpăturile de care vă spuneam mai devreme, antrenează apele subterane, dar și mâlurile, pământurile, care de multe ori sunt pline chiar cu fosile. Este o zonă deosebit de interesantă din punct de vedere geologic, dar și din punct de vedere cultural, pentru că localnicii, comunitățile care s-au regăsit în jurul vulcanilor, au construit tot felul de povești despre vulcani. Și ei și-au explicat, practic, fenomenele de aici, cu mitul Balaurului, de exemplu. Sunt mai multe mituri legate de balauri, căpcăuni, legenda voinicului Arbănaș legat de vulcanii noroioși. Una dintre ele este că era un balaur cu multe capete în zonă și, bineînțeles, ataca vitele oamenilor. Toată lumea era speriată, disperată, ce să facă, cum să facă, și a apărut acest voinic Arbănaș, care l-a urmărit pe balaur până în aceste zone și a reușit să-i reteze capetele. Ei, și cumva un cap a rămas. În fine, balaurul s-a ascuns undeva aici prin zonă și o parte din noroiul pe care îl vedeți la suprafață este sângele acestui balaur și nu este bine să pomenim numele lui așa în zonă, numele balaurului. Pentru că s-ar putea să ne audă, se trezește și nu știm ce se mai întâmplă mai departe. Cârnați de pleșcoi se fac din oaie și vită. 85% se fac din oaie, 15% vită. Aceasta este rețeta... Aceasta este rețeta originală de cârnați de pleșcoi. Putem să-i folosim în trei moduri. Atunci când îi facem proaspeți, semi-afumați și cei aplatizați uscați. Să nu uităm cârnații de pleșcoi cu ardei iute. Cârnatul de pleșcoi, dacă nu ustură, nu este acel cârnat.
Babico se face numai din carne de vită și porc, ca și proporții undeva la 40% vită, 60% porc. Se condimentează foarte bine, după care se afumă și la fel se ține către zvântat. Este un produs care se vinde semi-uscat. Iar ghiudemul este un produs numai din pulpă de oaie, numai din pulpă de oaie, foarte bine alesă, fără piele, fără ce înseamnă os și alte... După care se aplatizează, la fel se ține la uscat pentru a se consuma. Nu departe de aici, în munții aceștia spectaculoși, e raiul pe pământ. Suntem în drum spre mănăstirea Poiana Mărului, loc de tihnă, rugăciune și mare frumusețe. Aici toți au impresia că au dat de raiul pe pământ. Orice mănăstire a fost orânduită de Sfinții Părinți și de părinții care au trăit pe aceste meleaguri în locuri liniștite, în locuri retrase, unde ei fugeau de zumzetul lumii și încercau să se adune pentru a putea procesa rugăciunea inimii, adică Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa. Sunt aici de 12 ani, nu sunt vrednic să stau pe aceste meleaguri față de ce au făcut înaintașii noștri și câtă rugăciune au pus. Noi, monahii aceștia de pe veacul, de pe urmă, cum se spune, suntem mai slabi, mai neputincioși, pentru că e mai greu de la calculator să te așezi în monahism, să te aduni din toate intemperiile care sunt în lume. Dar așa, cu nevrednicie, cum suntem pe locurile acestea, ne străduim și noi să facem pe cât putem și să bucurăm oamenii și pelerinii care vin aici pentru a se deconecta și pentru a lua o gură de oxigen duhovnicesc. Sfântul Vasile, în 1730, când a venit, a făcut aici o bisericuță, care după aceea, ulterior, el adormind într-un drum în 1767, în 1771 au venit turcii și au dat foc acelei biserici și ulterior, în 1780, este prima bisericuță care este nașterea cu hramul, nașterea Maicii Domnului, iar catapeteazma din bisericuța mică, care este o bijuterie de bisericuță, este adusă tocmai de la Lavra Pecerska din Kiev. Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, care este prăznuit în 25 aprilie, a venit în 1730 de la mănăstirea Dălhăuți, după 20 de ani petrecuți acolo. Deși pe vremea aceea, în 1700, nu era o mașină, nu era zumzetul de acum, nu era gălăgia de acum, dar totuși el a hotărât ca să se retragă mai la adâncul pustiei și a venit mai departe și a venit aici, în adâncul pădurii. Aici, desigur, avea mereu câte 12 ucenici,
când se formau mai mulți, trimitea și revigora alte mănăstiri care au fusese închise sau care erau în paragină, pentru a se îndelenici cu rugăciunea inimii, nu aveau decât grădinărit, adică se ocupau cu grădina și mâncau cele ale pământului, iar de dulce, cum spunem noi în zilele noastre, adică lactate, mâncau doar duminica, în cursul săptămânii încă o dată în zi, după apusul soarelui, seara, și se îndelinceau cu rugăciunea. În obște sunt 6 măicuțe și fiecare se îndelnicește cu ce știe mai bine, ca să zic așa, că în mănăstire ăsta este rolul mănăstirii, să te pună acolo unde vede că ai niște aptitudini. Unul este bun la bucătărie, unul este bun la grădinărit, unul este bun la strană sau în biserică. Bineînțeles, se fac prin rotație aceste ascultări, dar în general, ca în orice domeniu, unul se pricepe mai bine puțin decât celălalt și atunci trebuie pus fiecare la locul lui pentru ca acea ascultare să o facă cu dragoste și mai ales cu mintea la Dumnezeu. În general, în mănăstire, ziua începe foarte devreme, indiferent de ascultare pe care o ai, înainte de slujbă îți pregătești ce ai de făcut. Când ești la bucătărie, cu atât mai mult, pentru ca să-ți ușurezi munca, îți așezi masa de dimineață, îți pregătești legumele. De dimineață am pregătit o musaca de cartofi cu umplutură de ghebe, iar acum vom pregăti o ciorbă de sfeclă roșie, pentru că, în general, sfecla roșie fierbe un pic mai greu și, ca să-i păstrăm și culoarea, întâi vom căli foarte puțin sfecla roșie, foarte puțin trasă în ulei, după care vom adăuga apă. În general, noi la mănăstire prăjim foarte puțin. Majoritatea sunt ulei cu apă. Am terminat acum cu sfecla roșie și cât mai stă ea puțin pe foc, pentru că durează mai mult să se gătească sfecla roșie, vom toca celelalte legume, începând cu morcovul, puțin păstârnac, rădăcină de pătrunjel și o țelină, pe care le vom pune aici în ligheanul ăsta separat. Și când va fi sfecla roșie aproape gata, vom adăuga și celelalte legume. Mărimea legumelor diferă, depinde de timpul pe care îl aveți la dispoziție. În general, pentru un gust mai bun, noi, așa spunem, tragem puțin în ulei legumele, după care vom adăuga apă. Acolo pe plită avem o cratiță roșie, care este deja cu apă fierbinte. Și pentru că momentan trebuie să facem o ciorbă mai mare de 10 litri, după ce se vor căli legumele în tuci, le vom adăuga și vom termina ciorba în cratiță. Se gătește zilnic în mănăstire și în general mergem pe rețete tradiționale de a găti, în care folosim ingrediente românești. Acum vom mai amesteca în sfeclă și vom adăuga puțină apă, așa se va găti mai repede sfecla. Thank you.
Sunt în mănăstire de 4 ani și este o mare binecuvântare să rânduiască Dumnezeu să ajungi la mănăstire. Fiind și în pădure și în munți, aproape de natură și foarte aproape de Dumnezeu, pentru că aici este o liniște care te ajută să te apropii de Dumnezeu, te poți bucura altfel de viață. În general, nu sunt foarte grele ascultările în mănăstire. Ele se fac prin rotație. Se face prin rotație și la bucătărie, și la paracliserie. Și toate ascultările care sunt rânduite într-o mănăstire îți permit să te rogi. Îți lasă timp să te rogi, pentru că poți să-ți rânduiești ascultare pe care o ai de făcut într-un ritm care să te lase să ai mintea la Dumnezeu. Și să perseverezi în asta, sigur că depinde de fiecare. Și fiecare dintre noi, cred că și mireni, monahi mai ales, pentru că au venit aici la mănăstire, luptă ca să aibă întotdeauna mintea la Dumnezeu și cer ajutor în tot ceea ce fac și mai ales în rugăciune. În zilele noastre este foarte important, așa ne spune și Părintele, să-ți păstrezi mai ales mintea întreagă. Și atunci, ca să poți să ai mintea întreagă, trebuie să ai o minte curată. Iar mintea curată nu o ai decât atunci când te rogi. Este foarte greu să spui unele lucruri în cuvinte. Majoritatea întreabă despre chemare. Chemarea e ceva care nu întotdeauna poate fi explicat prin cuvinte. O să mă duc la tulci să vedem ce e aici. Se vede cine a adus lemnele. O să adăugăm acum puțină sare, pentru că atunci când legumele sunt puse la călit și le punem sare, își prind mai bine gustul. Mai lăsăm specla 10 minute la făcut, după care o să adăugăm și celelalte legume. Ca să fie mai rapid, cartofii adăugăm la fiert. Aici direct în cratița cu apă fierbinte. Specla este aproape gata și atunci vom adăuga și celelalte legume peste specla, tot aici în tuci. Le vom lăsa 10 minute, maxim un sfert de oră și pe ele. Thank you.
adăugăm 2-3 frunze de dafin după gust. Vom adăuga bulionul. Momentan cam 3 sferturi, după care vedem după gust dacă mai e nevoie sau nu. Și suc de roșii. Sucul de roșii 1 litru. Și acum lăsăm totul să fiarbă împreună. Am auzit de la o maică, în timp ce gătea, să lăsăm ingredientele să se împrietenească, pentru că atunci vor avea un gust foarte bun. Și acum va trebui să mai adaug apă acolo, pentru că este prea puțină apă. Cerba noastră fierbe, după cum se vede. Și vom adăuga niște cimbru, ăsta este cimbru roșu de la noi din grădină, iar aici am tocat niște pătrunjel cu niște leuștean. Cimbru îl adăugăm doar pentru câteva clocote, pentru că dacă îl lăsăm mai mult, o să ne amărască ciorba. Este un cimbru roșu, așa cel puțin îl cunoaștem noi, și este de la noi din grădină. E puțin mai parfumat decât cimbrul ăla obișnuit care îl folosim. Și acum vom lăsa doar pentru puțin timp, un minuțel, ca să nu se piardă toată aroma verdeții. Și ciorba noastră roșie sau borșul de sfeclă este gata.